vreau să vă specific câteva lucruri, pentru că este cel mai mare proiect investițional depus până acum în județul Dâmbovița pentru dotarea școlilor cu echipamente informatice și mobilier. Deci în istoria județului este cel mai mare proiect pe care noi o să-l depunem în Consiliul Județean Dâmbovița. Ne asociem cu 52 de primării pentru 60 de unități de învățământ, cu Palatul Copiilor din Târgoviște și cu Clubul Sportiv Școlar Târgoviște. Valoarea acestui proiect este de peste 64 de milioane de lei și venim în sprijinul a 23.000 de elevi. Prin acest program, Consiliul Județean Dâmbovița va achiziționa 900 de tablete, 1700 de sisteme desktop, 950 de sisteme de sunet, 900 de multifuncționale, 900 de camere videoconferință, 100 de rutere Wi-Fi, 900 de scanere și 350 de dispozitive și echipamente tehnologice. Și vom dota 927 de săli de clasă cu echipamente digitale, 83 de clase și 34 de laboratoare și 34 de laboratoare de științe cu echipamente digitale. Și în ultimul rând, prin acest program, vom înființa 8 laboratoare de informatică, 3 laboratoare de informatică în grădinițe, 16 laboratoare de științe și 40 de cabinete psihopedagogice. Deci, așa cum am spus la început, este cel mai mare proiect pe care județul Dâmbovița l-a depus vreodată pentru dotarea școlilor și de aceea am hotărât să ne asociem cu cele 52 de primării. Bineînțeles, mai sunt și alte localități care vor depune singure acest program, acest proiect. Eu cred că este foarte bine pentru noi să ajutăm primăriile și, în ultimul rând, școlile să dotăm aceste laboratoare.